Mesajul meu din această seară se află în Luca, capitolul 6, început cu versetul 20 la 26. Luca, capitolul 6, începând cu versetul de la 20 la 26, care spune așa. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi, care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi, care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi, când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vă vor lepăda numele vostru de ceva rău, din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi, care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi, care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi, când toți oamenii vă vor răi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Amin. Reocupăm locurile. În aceste versetori, Iisus le spune ucenicilor despre fericire. Și eu, în seara aceasta, aș vrea să vorbim puțin despre fericire. Eu vreau să fiu fericit. Dumneavoastră bănuiesc că toți din această sală vreți să fiți fericiți. Tot, nu? Nu există un bun fericit. Dorința cea mai mare a tuturor este să fie fericiți. Și toți aspiră spre fericire. Da? În fiecare zi ne facem treburile, ne agităm, fugim din stânga în dreapta ca să fim fericiți. Dar fericirea este în dreptul fiecăruia. Pentru că fiecare gândește despre fericire diferit. Dumnezeu știe că noi căutăm fericirea. Și este un lucru bun. Dar căile prin care căutăm nefericirea nu sunt plăcute întotdeauna Domnului. În filozofia lumii spune că fericiți sunt acei care trăiesc în belșug material. Sunt cei tari, sunt cei stimați, sunt vedetele. Fericiți sunt cei ce au rang. Asta vede lumea despre fericire. Dar ce ne spune Iisus despre fericire? Și vom afla această seară că Iisus spune despre fericire că ea este eternă. Și în Marcu, capitolul 6, cu versetul 23, spune: bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este în cer. El ne spune că nu vom trăi într-un belșug material. Că oamenii ne vor urâ, că vom fi marginalizați, că vom fi dați deoparte. Dar spune că fericiți vom fi, că avem o răsplată mare în cerul. Și mai spune în Luca, capitolul 10, cu versetul 20: totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Săltați de veselie
că aveți o răsplată mare în cer. Și fericirea voastră nu va fi de o zi, nu va fi de o săptămână, nu va fi de o scurtă durată. Fericirea voastră va fi veșnică. Amin. Deci Iisus vă spune că nu va fi ușor, dar fericirea voastră va fi eternă și veșnică. Dar Iisus ne mai spune că fericirea are de-a face și cu caracterul nostru. Spune să fim săraci în duh, să fim miloși, să fim blânzi, să avem inima curată. Ne spune că trebuie să avem aceste trăsături de caracter. Dar noi, în mare parte, ce privim? Nu privim interior. Privim exterior. Privim imaginea noastră. Și atunci Iisus spune în Marcu 7, cu versetul 20, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Spune că trebuie, ca să fii fericit, să ai caracterul lui Dumnezeu. Ca să fii fericit, trebuie să ai chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mai spune Iisus, ca să fii fericit, are de-a face cu ceilalți din jurul tău. Da. Cu ceilalți din jurul tău. Spune că regula de aur e comportamentul. Spune în Matei 7, cu versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în acestea sunt cuprinse legea și prorocii. Tot ce vreți să vi se facă vouă, voi să le faceți. Celui din jurul vostru. Vrei să ți se facă bine? Fă bine. Vrei să plângi pe umărul cuiva și el să plângă cu tine? Fă la fel. Vrei să fii ajutat? Ai milă și ajută. Asta spune Iisus că îi să fii fericit. În acel moment, fiind fericit, îl faci și pe cel de lângă tine fericit. Și am văzut odată că avem o fericire în filozofia lumii și avem o fericire spusă de Iisus. Și în aceste două concepte este un război. Da? Și Iisus spune, dacă alegi fericirea care eu ți-am spus-o, vei avea de suferit. Vei fi prigonit. Dar merită. Spune așa. Dacă vrei să ai o viață eternă, o viață veșnică, dacă vrei să ai chipul și asemănarea mea și să fii fericit, dacă vrei ca fericirea ta să aibă de-a face cu cei din jurul tău, tu vei fi batjocorit, vei fi urât, vei fi marginalizat și vei suferi. El realist îți spune toate aceste chestii. Dar merită. Chiar merită.